Este cunoscut faptul că bugetele locale așteaptă din totdeauna alocările guvernamentale pentru a reuși să-și financeze mai ales cheltuielile de întreținere a aparatului bugetar. Investițiile se susțin cu bani proveniți din proiecte europene sau proiecte susținute pe Ordonanța 28, care vizează Programul Național de Dezvoltare Locală. Bani mai vin la bugetele locale și din redistribuirea cotelor defalcate din TVA, care se realizează prin consiliile județene, din păcate de multe ori pe criterii politice. Bugetul Comunei Cordun a fost din totdeauna vitregit de acest tip de fonduri, luându-se în considerare faptul că aceasta se îndestulează din taxele și impozitele virate de către compania ArcelorMittal Steel, unul dintre marii contribuitori bugetari. Pe 2016, societatea Mittal s-a comportat exemplar și a achitat toate impozitele către autoritatea publică locală. Cam ce valoare au impozitele venite de pe platforma Mittal Steel? Nu pot să vă dau date exacte, dar din punctul meu de vedere, asigur că cam în jur la 20%, 20 ceva la sută din valoarea bugetului local. Care este de cât? Pentru anul trecut, nu aveți dreptate aici la capitolul ăsta, că este unul din cele mai generoase bugete. Avem în jur la 8.200.000. La 8.200.000 pe an, exceptând învățământul. Care e localitatea cu cel mai mare buget în județul Neamț? Vorbim din cele din... Nu știu să vă dau date exacte acolo la ora actuală, pentru că nu știu cum au fost finanțate. Pentru că contează foarte mult și banii care vin la echilibrările bugetare. Alea întregesc bugetul sau nu îl întregesc? Sau îl diminuează. Dumneavoastră știți că dintotdeauna Cordunul a suferit și niciodată, indiferent de coloratura. Chiar când era PSD-ul la putere. Da, acum cu atât mai mult. Compania indiană ArcelorMittal Steel varsă anual 20% din bugetul Comunei Cordun, care este de aproximativ 8,2 milioane de lei, exceptând cheltuielile pentru salariile dascărilor. Ordonanța 28 conține două subprograme, unul de susținere a proiectelor de modernizare a statului românesc și celălalt de regenerare urbană a municipiilor și orașelor din România.